astăzi, pentru că iată avem un nou ostaș al bisericii noastre. Spune că ziua de botez al unui prunc este ziua întregii comunități. Este ziua în care biserica noastră se mărește cu un membru, și nu un membru oarecare, ci un nou ales ostaș al lui Hristos, așa numim într-una din Crăciun. Și cu adevărat că este un ostaș al lui Hristos și cu adevărat că avem multe de învățat de la ea. De zi, suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu și să nu uitați niciodată că a fost botezată în ziua cinstirii Duminicii Sfintelor Mironosiți. În ziua în care cu adevărat este ziua femeii, pentru că astăzi sunt cinstite femeile, nu doar cele care au purtat mie, ci care s-au împrenicit primele a vedea Învierea lui Hristos. Suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Și să știți, dragii mei, că oricâte daruri ați primit de la oameni, mai mici sau mai mari, mai scumpe sau mai ieftine, niciunul nu poate fi comparat măcar cu cel mai mare dar pe care ți l-a dat Dumnezeu și care poartă numele Antonia Grigian. De astăzi înainte, ea a primit un înger care să însoțească viața ei